baronesa studii în străinătate, sub regimul Azalelor Petula cel Mărut, cele universitare la Viena și Berlin, au fost medici, avocați, cadre militare. Șerban, fratele mai mare al poetului, a fost medic chirurg, a murit la vârsta de 33 de ani bolnav de tuberculoză. Apoi Nicu a fost avocat, el a studiat la Sibiu, a profesat la Timișoara, dar s-a întors aici la Ipotești. El este înmormântat alături de fratele său Iorgu și de părinți aici la Ipotești. Mormintele se găsesc în satele bisericii familiei Minovici. Și la căpătăiul mamei este tăiul pe care Mihai Eminescu l-a plantat în ziua când s-a luat la revedere de la vicea lui mamă. Mai avem pe fratele poetului Iorgu, care a fost ofițer. Avem fotografia cu Mihai Eminescu la vârsta de 19 ani, fotografia cea mai cunoscută cu poetul. Pe toate sunt 4 fotografii. Să știți că lui Mihai Eminescu nu plăcea să fie fotografiat, foarte greu să lăsa convins să-i se facă o poză. Și vă spuneam că de toate sunt 4 fotografii, celelalte 3 sunt expuse în camera amenajată ca birou de lucru. Și de exemplu, ca să ține fotografia de la vârsta de 34-35 de ani, prietenii lui l-au păcălit, i-au spus că va fi o fotografie de grup, dar de fapt ei s-au înțeles cu fotograful și obiectivul aparatului a fost pus doar pe poet. Și ultima fotografie a fraților poetului pe care o avem este Matei, cel care a trăit și cel mai mult, a trăit până la vârsta de 73 de ani.